Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Project Offroad. De data asta cu mașina nouă, sper că ați văzut-o din episodul 3, episodul trecut sau episodul 4, nu mă țin minte, dar o să mă uit să văd câte episoade am făcut. Bă, toți bajuri de mine. Deci nu știu ce am la jocuri, deci nu este un hack, fără supărare, dar am dat 25.000 pentru tuning. Și încă mai am 23.400, dar eu am dat și după aia, după ce mi-am tunat mașina, am ieșit din joc. Am jucat de data asta cu mașina roșie. Am ajuns la challenge 24. Oare m-am gândit mereu dacă facem challenge-urile noastre? Asta-i 3, 2, 3. M-am gândit că dacă facem toate challenge-urile, toate cele 100, dacă primim oare bani? Știi, să nu-ți dea bani acum, să-ți dea când ai terminat tot, știi, și să-ți dea mult, 100.000, da? Ar fi chiar o pomană faină. Hai, merg cu mașina. Ușor aici. Deci, mașinuța noastră, cea din Pink Tires. Hai. Spuneți dacă vreți cu sunet tare sau sunet mai încet, pentru că... Ăla-i. Merg încet. Nu, copile. Vom merge așa pentru că mie îmi place așa. Că văd mai bine tot. Oh! Ba, am uitat să țin mâna pe fundă. Aoleu, mai ies. Nu trebuie să fac hâțul de oameni. Cum vi-am zis, sunt un pic răcit. Nu e bine, dar... Forest Map. Și o să vă arăt cum este la Forest Map. Primești bani. Deci să vedeți ce textură s-a făcut jeep-ul. Și trebuie să ai o... Trebuie să ai aici o mașină din aia, cum se zice, nici sport car, nici 4x4 car, nimic, nu se trebuie nicio mașină aici, aici e bun să duc pe jos așa, în natură, să mai stăm pe un picnic, să mai bei o bere, mă scuzați un sur, doamne fer, o bere, am mereu o bere, fac-o. Fără alcool, doamne fer, dar noi copiii n-avem voie. Când îl văd pe tata că bea bere și trebuie să plecăm undeva, eu îl întreb, de ce bei bere? Uită-te cu cât alcool are. Și mă uit. Zero. Atunci, evident că nu, eu nu beau. Și zice, alo, vrei și tu? Nu, bea tu. Așa suntem noi. Deci avem și cărlig, deci respect la oameni, respect să-ți fie. Hai domnul, alo, măi, alo, unguru blan, e dragi, lasă-i cu numai cu nasul pe sus, Bun, i-am întors din nou jocul. Vreau să vă arăt cum am descărcat jocul acela care poate care l-am jucat atunci cu arăt. Jocul acesta este jucat de 1301 oameni.
301 pentru că știți și voi, duc și eu. Că dacă nu, înainte erau 1300. Da, 1301. Am încercat să caut, uite, vreau să vă arăt și ție cât râlă, pentru că, uitați, PUBG, dau pe PUBG, intru din nou, dacă îmi faci figură, și dacă PUBG, PUBG, și o să vedeți, PUBG Mobile, da, voi să ziceți, bă, da ție-ți mere mincinosule, mă, e, din păcate, nu, uitați, scrie, dispozitivul dumneavoastră nu este compatibil cu această versiune. De ce? De ce? Ați văzut? Jocul acesta este ceva mai urât ca alte jocuri. Jocul acesta cred că îl știe toată lumea. Nu? Și asta nu știu, dar vreau să caut un joc și vreau să-l instalez acum. Ce-am făcut? Aproape. Nu-i pe aici, nu-l găsesc. Dacă toc că aici. Deci jocul acesta este să faci bani cu mașini de teren. Mașini de teren. Ăsta l-am mai jucat. Nu e chiar ceea ce pare. Îți dă un jeep. Jeepul acesta care nici remorcă nu primești la el. Nimic. Și trebuie să te urci pământ. Și nu te lasă deloc să faci chiar pe unde vrei tu să mergi. Real Truck Driving. Jocul acesta, o să ziceți, bă, jocul ăsta e fain, de ce nu ți instalez? Da, m-am uitat și este pe virus. Nu voi instala. Ok, să mai vă arăt niște jocuri. Couple Land Fight for Survival. Deci ăsta este PUBG-ul meu. Ăsta este PUBG-ul meu. Poate l-ați mai văzut, dar acesta este PUBG-ul meu. Ăsta este PUBG-ul meu. Da, să-i fac și o poză pentru fundal. Ok, i-a făcut. Ecran captur. Și când dau la instalat, evident, ok. Ce o să ne apară? Că nu putem să instalez. Vreau să instalez Jurassic Survival. Jocul acesta l-am jucat. Este ceva superb. Asta e un fel de ceva cu zombie, dar nu este cu zombie. Este cu Jurassic, dinozaur, cum vreți voi să ziceți, da. Voi face și o filmare cu acest joculeț, pentru că joculețul acesta este superb. Renunțăm la proiectul vlog. Scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vreți să renunțăm la Project of Road, pentru că să instalăm Jurassic Survival. Până data viitoare. Scrieți în comentarii dacă vreți să dezinstalăm, să renunțăm la Project Off-Road și să instalăm Jurassic Survival pentru a ne juca Jurassic Survival și să facem mai multe episoade de Jurassic Survival. Până data viitoare!